Asta să facem friptură de iepuraș și o să avem nevoie de 600 de grame de iepure. O să avem nevoie de 3 căței de usturoi, rozmarin, frunze de salvie, 3 roșii, 60 de vin și 60 de ulei, piper după gust și sare. Acum într-o tigăiță o să punem iepurașul, cărnița de iepure. Punem și plămânul și inimioara. O să condimentăm cu sare, după gust, cu piper. Să condimentăm bine totul. O să adăugăm rozmarinul, frunzele de salvie și usturoiul. Adăugăm și roșiile, uleiul. Vinul. Acoperim cu un capac și dăm pe foc. Iepurile este aproape gata. Putem să întoarcem. Verificăm dacă este nevoie de apă. Întoarcem. O să adăugăm și puțin apă. Punem capacul și îl lăsăm să se facă. Fripturica este gata. Ne face bunătate. O bunătate. Sper că rețeta v-a plăcut. Îmbrăcată în crustă. O să avem nevoie de circa 600 de grame de carne. O 100 de grame de pâinică înmuiată în apă. Pentru umplutură, pentru compoziție, o să avem nevoie și de un ou. Parmezan, circa 50 de grame. Un praf de sare. Piper. Pătrunjel. O să punem în interior cașcaval afumat și în exterior o să avem nevoie de un aluat simplu, făcut cu untură, cu apă, cu puțină sare și cu făină. Este aluatul de la Libii și eu am să fac crustă. Și într-un bol o să punem toate ingredientele și o să începem. O să punem carnea, o să punem pe toată așa aici. Apoi o să punem un ou. O să pun mai unul. Unul o să-mi trebuiască pentru uns. Îl dau deoparte. O să punem și parmezanul. O să punem puțină sare. Puțin piper. O să punem pătrunjelul. Îl punem pe tot. Și pâinica. Aici am 100 de grame de pâinică muiată în apă.
Și acum, această compoziție o să o amestecăm cu mânuța. Amestecăm bine, bine, bine. Rețeta este simplă, simplă. Și aluatul de pentru crustă este făcut din 40 de grame de untură, 250 de grame de făină, un praf de sare și cam 160-180 de grame de apă. Eu l-am făcut aseară. Eu îl folosesc și pentru lipici, și pentru tartare de la cuptor. Este foarte bun. Mai amestecăm puțin. Fiecare condimentează cu ce îi place. Eu condimentez doar cu sare și piper și puțin pătrunjel. Cu parmezan, un nou și cărniță. Am amestecat, cred că de ajuns. Încă puțin. Am să dau deoparte. Și aici am aluatul, gata făcut. L-am făcut aseară. Și acum am să-l întind. Aici am un fund. Am să dau deoparte umplutura. Așa. Aici am aluatul. Să mă ajut cu puțină făină. Întindem. Încerc să-l întind cât mai uniform. Așa. Aici am o foaie de hârtie. Bună seara, bună seara, bine ați venit! Am să pun o foaie de hârtie mai mare. Aluatul. Aici avem pentru aluatul pentru crustă. Acum o să dăm formă la rulada noastră. O să o punem așa deasupra aici. Și în interior am să-i pun, să-mi dau deoparte.
Am să pun aceste biluțe de cașcaval. Îl fac simplu în seara aceasta. Așa. O să vedem cum să-l facem. Să tăiem. Să tăiem șuvițe. Și după aceea îl dăm cu ou bătut și îl băgăm la cuptor. Acum să-l împletim. O să iasă bunătate. Așa. Și garnitura o puteți face cum doriți. Eu am să-i fac o garnitură din orez simplă, puțină ceapă prăjită și cu orez. Așa. Eu am să pun aceasta așa aici, am să ridic. Ia uitați cum arată. Acum îl punem într-o tavă. Eu aici mi-am pregătit deja o tavă. Și o să-l dăm cu ou bătut. Aici am ușorul bătut care mi-a rămas. Cu ușor bătut, batem ouă și o să ungem așa pe deasupra. Nu știu dacă se vede. Așa. O să ungem pe deasupra și o să dăm la cuptor. Ați văzut ce repede se face. Durează mai mult cât stă în cuptor. Este foarte simplu de făcut și foarte bun. Acum îl dau la cuptor, închid bucătăria și ies. Și intru când este gata. Ia uitați. Așa. Acum o să-l dăm la cuptor, la... Nu se vede, că alunecă. Am să-l dau la 180 de grade, cam o jumătate de oră, 40 de minute.
A stat aproximativ o oră în cuptor. Și cu ovul rămas l-am uns de câteva ori. Am deschis, am mai uns, am deschis, am mai uns. Și a ieșit așa. Așa arată. Și am să tai. Să vedem cum iese și interior. Ia să vedem. Fierbinte. Ia votul. Ce? Ia uitați cum arată. Cam așa arată în interior. Nu știu dacă se vede. Este fierbinte, este zimos, uite, plăcintă cu spanac și cu ricotta. Bună ziua, bună ziua! Astăzi am să vă arăt cum fac eu această plăcintă cu spanac și cu ricotta. Așa, și pentru a prepara, o să începem cu spanac. Eu folosesc spanac cam jumătate de kilogram congelat, dar puteți folosi și proaspăt. Căței de usturoi, aici am trei. Un praf de sare. Și într-o tigăiță mi-am pus puțin ulei, cam 3 linguri de ulei. Și am să pun usturoiul. Am să-l tai Am să-l tai așa feliuțe, în patru. Și am să pun în tigăiță și o să punem pe foc. Așa. Îl lăsăm să se prăjească puțin. Punem pe foc la prăjit. Eu între timp mi-am deschis și cuptorul. Așa. Aici am jumătate de kilogram de spanac congelat. Eu am să folosesc spanacul congelat. Așa. Pun un praf de sare. Putem pune și puțin piper. Acesta este spanacul. Pentru spanac. Apoi, pentru umplutură o să avem nevoie de spanac de 200 de grame de urdă sau de ricotta sau brânzică sărată. Ce aveți în casă? Eu am ricotta de oaie, de pecoră. Așa, un pic de nucușoară. Eu am deja măcinată sau puteți cumpăra și o măcinați. Așa. Mai am 50 de grame de parmezan care am să pun și am să pun un nou. Acesta este pentru umplutură. Am să le pun așa aici alături. Pentru aluat avem nevoie de 350 de grame de făină. O să avem nevoie de 100 de ulei, de un praf de sare și 100 de apă. Acesta este aluatul. Și o să le facem pe rând. Și pentru uns pe deasupra, un ou și eu am pus susan. Dar puteți pune și mac. Să fie negru, ca să semene cu floarea soarelui în interior. Acestea sunt ingredientele. Aceasta este plăcinta pe care o să o facem împreună. Abia am scos-o din cuptor, încă este caldă. Am să o rup un pic mai târziu. Și să începem. Pentru cine a venit mai târziu, am pus deja pe foc usturoiul.
Am pus cam 3 căței de usturoi. Așa. Și am să adaug un praf de sare. Așa. Și spanacul. Aici am jumătate de kilogram de spanac congelat. Dar puteți folosi și spanac proaspăt. Eu îl fac cu spanac congelat. Și după ce se restrânge, îmi rămâne mai puțin. Și am să pun. Punem un capac. Puteți pune și o lingură de apă. Și am să pun pe foc. Așa. Așa, punem tot în tigăița noastră. Și punem și pe foc. Și rezultatul o să fie așa. Și o să începem cu aluatul. Acestea sunt ingredientele pentru aluat. Am 350 de făină și am să pun 2 prafuri de sare. Cât iau între degete? Puțin. Ia uitați. Puțin. 1, 2. Dăm deoparte. Acum am să pun și uleiul. Mai întâi am să amestec puțin făina cu sarea. Așa. Am să pun și uleiul, 100, la 350 de grame de făină, 100 de ulei. Așa. Și amestecăm. Ia uitați. Așa. Amestecăm uleiul cu făina. Aluatul se face foarte, foarte ușor. Foarte ușor. Ia uitați. Așa. O să iasă ca nisipul. Așa. Și după ce am amestecat bine făina cu uleiul și cu sare, adăugăm apa. Așa. Aici am 100 de apă. Și adaug apa toată. Și acum am să amestec încet. Așa. Ia uitați cum se formează aluatul. Nici nu se mai lipește de degete. Așa. Și acesta este aluatul nostru. Și o să-l punem în folie alimentară și o lăsăm la odihnit cât timp facem umplutura. Așa. Atât. Vedeți? Acesta este aluatul. Și îl pun în folie alimentară. Să vedem dacă reușesc să desfac. M-am trezit cu poftă de plăcintă cu spanac cu ricota. Și zic, hai să fac, să vă arăt și vouă cum am făcut. Așa, punem în folie. Dăm deoparte. Și îl lăsăm la odihnit cât timp facem umplutura. Pentru umplutură avem nevoie de spanacul pe care noi l-am pregătit înainte, din jumătate de kilogram de spanac congelat, cu 3, l-am pus până a scăzut bine, 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 cu 3 căței de usturoi, cu un praf de sare, puneți și un pic de piper și puteți pune o lingură, 2 de apă și puneți capacul și lăsați să fiarbă până scade și o să rămână cam atât. Aici avem spanacul. Avem 200 de grame de ricota. Ricota, eu am pus ricota de pecoră, ricota de oaie. 50 de parmezan. O să avem nevoie de un ou. De sare. Având în vedere că am pus sare și în spanac, să gustați dacă mai e nevoie. O să punem piper.
și nu cu șoară. O să avem nevoie de o lingură ca să le amestecăm. Și acum o să le punem pe toate aici. O să punem ricota peste spanac. Așa. Adăugăm și oul. Adăugăm și parmezanul. Rețeta este foarte, foarte simplă. Așa. Un pic de piper. Fiecare pune după gust. Și de nucușoară. Eu am cumpărat praf. Așa. Op. Și sare o adaug la urmă. Să vedem dacă este bună de sare. Și acum amestecăm. Și aceasta o să fie umplutură. Apoi întindem aluatul. Dăm forma la floarea soarelui și băgăm la cuptor. Eu am pus la 200 de grade. A stat cam 45 de minute. A stat... Eu după ce am închis cuptorul, am mai lăsat-o 5 minute să stea cuptorul închis, ca să fie mai crocantă. Așa, și amestecăm bine acum. Apoi întindem pe foaie de copt, o să întindem aluatul. Să amestecăm bine, bine. Și la sfârșit gustăm. Gustăm puțin să vedem dacă este bun de sare, de piper, de nucușoară. Am să gust puțin să văd dacă este bună de sare. Încă puțină. Puțină, puțină. Așa. Și acum amestec din nou. Îl dau umplutură. Este gata. Să-l întindem aici. Și o să împărțim aluatul în două și o să întindem două foi. Eu am aici un aluatul care l-am făcut acum și aluatul făcut un pic mai devreme că l-am făcut. Și am să-l folosesc pe acesta, că se întinde mai bine. Deci cu cât stă mai bine, să stea cam o jumătate de oră la odihnit. Și am să-l folosesc pe acesta. Ia uitați. Să vă arăt diferența între unul și celălalt, ca să vedeți. Vedeți cel făcut acum, cum arată, și cel, vedeți că s-a așezat făina, e mai elastic. De aceea trebuie să stea să se odihnească aluatul. Și asta îl lăsăm și o să facem altceva cu el. Așa. Și aluatul acesta îl împart în două. Ia uitați. În două. Și am să întind două foi. Am să întind două foi. Mai întind una și pe urmă cealaltă. Să-l fac și loc. Așa. Trebuie făină la intens. Și întindem încet, încet. Acum am să o odihnim pe și pe cealaltă. Facem schimb. Așa. O odihnim puțin în mână. Așa.
Și după ce am întins bine, bine aluatul, o să punem în cuptură. Așa. Am o farfuriuță și am să o pun aici pe mijloc, ca să îmi pun în mijloc puțină umplutură. Fac o mică presiune și o ridic. Așa. Și cu altă farfurie am să pun aici deasupra, ca să am o idee unde vin puse. Așa. Am să ridic direct pe tavă să vă arăt cum se face. Așa, se vede, așa, se vede. Și acum o să luăm. Și o să punem, o să împărțim umplutura noastră aici. O să pun mai întâi în mijloc puțin. Așa. Și apoi o să punem, o să împărțim, așa, ca să facem razele. Și punem câte o lingură. Apoi dăm la cuptor la 200 de grade. Și o lăsăm circa 40-45 de minute. Puteți împărți înainte compoziția ca să știți exact cât puneți pe fiecare petală. Eu pun la ochi. Să mai pun puțin aici, în mijloc. Și să împărțim și la celelalte, câte puțin la fiecare. Unde am pus mai puțin. Așa. Ca să nu lăsăm, să o punem pe toată. Am terminat de pus umplutura. Acum, deasupra o să punem cealaltă foaie. Ia uitați, o așezăm așa, o întoarcem și o așezăm deasupra. Acum scoatem foaia noastră și o să dăm formă la petalele de floarea soarelui. Așa. Eu ridic ca să scot și aerul, să nu rămână aer în interior. Ridic. Așa.
aici am două. Am să așez farfuriuța mea aici. Am să lipesc părțile astea de jos. Așa. O rotiță am să tai. Așa. Acum tăiem și marginile. Și întoarcem. Le puteți lăsa și drepte, sau cum am făcut eu aici, întoarse așa. Sau le puteți lăsa drepte. Eu am să le întorc astăzi așa și strângem puțin. Așa. Și desfacem. Ia uitați. Întoarcem și desfacem puțin. Și desfacem. Spanacul nu trebuie să aibă zeamă multă, trebuie să fie scăzut bine. Și urda trebuie să fie, ați văzut, fără zer. Că altfel vă curge tot. Așa. O să ungem cu ou, cu ou bătut. Așa. Facem așa puțin. Cu aluatul care ne-a rămas, scoatem să nu aibă. O să facem în interior. Pe hârtia noastră am să întind, așa puțin. Și o să tăiem de triunghiuri și o să facem în interior, o să punem
O să ungem după aceea cu ou. O să înțepăm mijlocul cu furculița. Așa. Ia să întind puțin. Aceste triunghiuri care le-am tăiat, le iau și le așez așa aici. Cu aluatul care ne rămâne. Așezăm totul așa aici. Și punem tot aluatul. Așezăm aici. Cu o furculiță o să înțepăm. Așa. O să dăm formă aici la așa. Acum ungem cu ou. O să punem oul nostru într-un bol. Îi putem pune și un pic de sare. Cred că e prea mic. Am turnat într-un vas mai mare. Așa, am pus și un praf de sare, amestecăm bine. Și ungem. În interior o să puneți mac sau susan. Eu astăzi am să pun susan, că am susan, mac nu am. Și punem așa, susan. Așa. Acum o să dăm cu ou și pe părțile, pe petale, părțile astea în exterior, așa, și pe spanac. Peste tot. Să încercați această rețetă, să vedeți ce bunătate este. Acum, dacă doriți, puteți pune și pe margine. Puteți pune puțin susan și aici pe margine. Ia uitați, pe vârfuri. Cine dorește. Cine dorește să se joace. Ia uitați.
Așa. Mi-a rămas o bucățică de aluat și am să pun aici deasupra. Am să dau puțin ou. Așa. Și am să pun așa aluatul ăsta așa de sub aici. Ne jucăm. Puteți umple și cu brânzică sărată și cu... Imediat vă arăt și cea... Cea care am făcut-o înainte, care este deja coaptă, ca să nu vă țin. Cum am spus, m-am trezit dimineață și am avut poftă de plăcintă cu spanac. Și zic să o fac să vă arăt și vouă cum iese. Așa. Ia uitați. Acum o dăm la cuptor. La 200 de grade, circa 40 de minute, 45, acum depinde de cuptor. Și să vă arăt și coaptă. Ia uitați-o coaptă cum arată. Aceasta este făcută înainte și acum împreună. Ia uitați cum arată. Arată bine, bine, bine. Ia uitați. E bună, bună. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Camelia și astăzi vă prezint această salată bio, simplă, bună, gustoasă. Sper să vă placă. Pentru salata noastră bio o să avem nevoie de 130 de grame de morcov fiert, 300 de grame de cartofi fierți, 180 de castraveți murați la oțet, 200 de grame de piept fiert, 100 de grame de sare și piper. Acum o să tăiem bucățele pieptul nostru de pasăre și o să-l punem într-un bol. Am tăiat mărunt și morcovul. Punem și cartofii. Punem și castraveții. Adăugăm sare. Piper. Amestecăm totul. Acum adăugăm și maioneză și amestecăm. Salata bio este gata. Ia uitați ce bine arată. Acum o să o punem pe un platou. Am pus-o pe un platou și acum o să-i dăm, o să o așezăm așa bine. Am așezat salata bio pe farfurie. Acum o să punem maioneza deasupra. Cu o furculiță am dat aceste forme, ținând furculița aici, răsucind, ia uitați așa. Am tăiat morcovul bucățele și o să aplicăm așa, din loc în loc.
Așa. O să așezăm una și în mijloc. Și o să așezăm așa, de jur împrejur aici. Uitați. Și 5. Salată bio. Cea mai bună salată bio. Super, super delicioasă. Cu blatul. Continuăm zahărul s-a topit.
toată și o dăm la cuptor. Acum dăm compoziția la cuptor la 180 de grade, circa 30-40 de minute. Pentru cremă vom avea nevoie de un ou, 50 de grade de făină, vom avea nevoie de două banane coapte, de 200 de mililitri de lapte, zeamă de lămâie, puțină scorțișoară, un praf de sare și o să facem crema de banane pe foc și apoi o să o unim 200 de mililitri de frișcă îndulcită și 250 de grame de mascarpone, să fie fără zahăr. Dacă puneți frișcă proaspătă, adăugați 100 de grame de zahăr pudră. Acum, într-o uliță, o să punem pe foc oul nostru. Privim așa bine bananele. Ele sunt moi, chiar dacă rămân bucățele, este foarte bine. Așa, și amestecăm bine. Și amestecăm în continuare pe foc. Vedeți? Acum adăugăm și făina. Adăugăm toată o dată. Așa. Și amestecăm bine, bine, bine. Și continuăm pe foc.
O lăsăm să se răcească acum. Lăsăm și blatul să se răcească și între timp o să batem frișca cu mascarponele. Ia uitați. Crema de banane coaptă pe foc. Acum vom bate frișca, deci 200 de frișca, frișca îndulcită. O să batem. Adăugăm și mascarponele.
Gatul nu necesită siropare. Așa. Cremă de banane. Acum, pe un fund o să tăiem blatul. O să tăiem blatul în patru straturi astea. Așa. Să-mi dau semn. Să mai tăiem încă de două ori. Și o să avem 4 straturi, deci tăiem de 3 ori. Ți-am tăiat, am împărțit în 4. Avem 4 straturi și acum o să punem și o să montăm în această folie. O formă cu folie alimentară și o să o punem așa peste tot. Din crema în papul. Și o să punem 3 straturi din interior și unul deasupra. O să luăm crema și o să punem peste. Așa. O să lăsăm și pentru decorare. Vedeți? Așa. Punem din nou crema. Îl acoperim și îl lăsăm până mâine. Sau măcar 5-6 ore. Ca să-și tragă blatul din crema. Așa. Și acum o să punem ultimul. Să luăm și o să acoperim
fie partea de jos și partea de sus cea mai îngustă. Și o să le decorăm. Avem tot ce ne trebuie. Avem, ia uitați, tortulețul nostru care s-a odihnit de seara până dimineața. Avem restul de cremă care ne-a rămas. Am mai bătut încă 500 de grame de frișcă. O să avem nevoie pentru urnat. Și o să vedem cât o să trebuiască să folosim. Apoi, un pic de sirop din mentă ca să colorăm. Conuri de înghețată. Și zahăr granulat. Și acum o să întoarcem tortul. O să-l scoatem din formă și o să-l decorăm. Este făcut cu cremă de banane și cu blat umed cu cacao. Așa, pe un platou o să punem tortul nostru. O să-l desfacem. Ia uitați, desfacem. De aici. Și-l punem pe un platou. Așa. O scoatem din formă. Eu l-am pus în folie de plastic. Așa. Am învățat corul nostru. Îl lasă aici deoparte.
Aici deasupra o să punem și conul nostru și o să-l îmbrăcăm cu crema. Prinde formă. Facem un brăduț așa micuț. Așa. Am dat această formă. Acum o să punem din frișcă aici, o să luăm și o să adăugăm puțin sirop de mentă, să colorăm și amestecăm. Acum, ia uitați, acum o să punem un bumbaș, am pus un bumbaș. Vedem cum decorăm. Ia uitați așa. Una câte una o să așa, cu frișca care ne-a rămas, dacă mai e nevoie, o colorăm și terminăm. Așa. O să facem brăduțul. Apăsăm și trage. Acesta este brăduțul meu. Așa. Apăsăm și tragem. Au intrat jumătate de kilogram de frișcă pe lângă crema pe care am făcut-o. Așa. Așa. Și acum cu zahăr granulat o să facem zăpada. Să presionăm așa peste. Ia uitați. Așa. Vedeți? Ia uitați ce bun vedeți. Punem peste tot. Așa. Și zahărul care ne rămâne, o să-l așezăm așa aici pe mine.
Brăduț pentru sărbători cu cremă de banane și blat umed. O să taiem o feliuță, să vedem cum arată și interiorul. Să tăiem o feliuță. Așa. Și acum o să scoatem. Ia uitați. Tort cu banane. Aici avem felia. Ia uitați tortul. Cum arată în interior. Tort brăduț. Bunulețele mele cu cacao și cu alune și în cușoare. Pentru bună dimineața. Astăzi o să vă arăt, i-am făcut deja aluatul la cornulețe. Este cu cacao și ia uitați-le, acestea sunt cu cacao și cu alune. Puteți pune și nuci și fistic și nucușoare. Rețeta la nuci o găsiți pe canalul meu de YouTube. Astăzi doar vi le arăt cât sunt de frumoase. Și la cornulețe, să vă spun ingredientele, aluatul ăla aici. Și să vă arăt cum le-am răsucit. Și pentru aluatul de cornulețe cu cacao, am pus 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, coajă de la lămâie, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât cuprinde. Aceasta este rețeta. Le amestecați bine, bine, bine pe toate, lăsați la odihnit. Eu îl fac seara pentru a doua zi. Și o să avem nevoie de alune. Eu le-am măcinat împreună cu zahăr, cu o lingură de zahăr. La această compoziție 200 de grame de alune cu zahăr. Dacă vreți să le umpleți cu bucățele de ciocolată sau cu rahat, opțional cu rahat, cum vă place, și apoi le dăm prin zahăr pudră. Eu am să întind, să vă arăt cum întind foaia. Am să întind, am să pun o parte din alune pe masa de lucru. Și am să pun aluatul deasupra și am să-l întind împreună cu alunele. Ia uitați așa. Bună dimineața! Vedeți? Întind împreună cu alunele și o să întindem bine. Am să mă ridic în picioare ca să pot să întind. O să întindem aluatul bine și apoi o să-l tăiem. Ia uitați. Îl întindem cu alunele. Rețeta la nuci până dimineața, cornulețe cu alune, cu cacao și nucușoare. Ia uitați cum arată.
la rețeta de aluat pentru cornulețe avem nevoie de 50 de grame de unt, două gălbenușuri, coaja de la o lămâie, un praf de sare, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât este nevoie ca să avem un aluat nici prea tare, dar nici prea moale. Acesta este aluatul. Este făcut cu o seară înainte. Am pus alune pe masa de lucru. Alune măcinate cu zahăr. Am 200 de grame de alune cu o lingură, două de zahăr. Am pus alunele pe foaie de hârtie și acum întindem. Întindem să facem cornulețe. Apoi o să le tăiem. Am întins foaia. Acum o să presurăm din alunele noastre. Și o să presurăm deasupra. Deci am pus alune și de desubt și deasupra o să pun. Alune puneți după preferință, cum vă place. Se fac foarte ușor. Și cu un capac, pur și simplu un capac, îl pun deasupra și am să tai. Încerc. Vedeți? Am pus un capac și am tăiat cercul. Surplusul îl dăm deoparte. Îl punem într-o parte aici. Și o să tăiem. Să facem triunghiuri. Bună dimineața, bună dimineața! Pentru cine dorește să pună și rahat, poate să adauge, să pună. Eu le fac simple. Sau am să tai acum bucățele de ciocolată și am să le pun în interior. Am să dau deoparte. Am să dau deoparte puțin. Și o să tai ciocolata. Am să tai ciocolata, să încercăm bucățele cât mai mărișoare. Așa. Și o să punem câte o bucățică pe fiecare sau puneți rahat, depinde ce vă place. Eu pun ciocolată.
Le puteți face și simple, fără. Acestea sunt cu ciocolată, acestea care le-am făcut dimineață sunt simple, sunt fără. Aici avem și nuci, rețeta la nuci o găsiți pe canalul meu de YouTube. Rețeta la cornulețe am spus-o la începutul video și am să o scriu și în comentarii pentru cine dorește. Punem ciocolata tăiată și apoi răsucim. Le dăm la 170 de grade. Circa 15-20 de minute, depinde pentru că sunt destul de grosuțe. Ia uitați-le, cornulețele. Am pus și ciocolata, acum o să le răsucim. O să dau deoparte fundul. Să ne facem loc. O să le răsucim încet. Ia uitați. Bună dimineața pentru cine a venit mai târziu. Cornulețe cu ciocolată și cu alune și cu cacao. Aluatul este făcut din cacao, cu cacao. Și avem nevoie pentru aluat de 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, coaja de la o lămâie, un praf de sare, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât este nevoie, ca să avem un aluat destul de nici prea tare, dar nici prea moale. Le răsucim și o să le punem într-o tavă. O să le punem una lângă cealaltă, într-o tavă. Așa. Și apoi le dăm la cuptor. Aluatul este bine să fie odihnit, de aceea recomand să-l faceți seara. Și a doua zi, numai cât faceți cornulețele. Ia uitați. Și le punem în tavă. Răsucim. După cum vedeți, eu am pus și dedesubt când am întins aluatul din alune. Am pus alune măcinate cu zahăr, cu o lingură două de zahăr. Și apoi am pus aluatul și l-am întins împreună cu alunele. Am presurat alune și deasupra. Le puteți lăsa și simple. Sau, cum am făcut eu acum, să adăugați ciocolată. Ia uitați. Simple, bune. Și le dăm la cuptor. Le puteți face și fără cacao. Doar normale. Cornulețe normale. Bună ziua, Ana Maria! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult de apreciere! Mulțumesc! Sunt foarte bune, să le încercați! Cornulețe bune, bune! Ia uitați. Sunt aproape gata de dat la cuptor. Întoarcem ca să putem rula. Bună ziua, bună ziua, cornulețe cu cacao și cu alune. Pentru cine a venit mai târziu. Umplute cu ciocolată sau le puteți face și simple sau le puteți umple și cu rahat după gustul fiecăruia
Și pentru aluat avem nevoie de 50 de grame de unt, două gălbenușuri, coajă de la o lămâie, un praf de sare, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât te cuprinde, ca să fie un aluat nici prea tare, dar nici prea moale. Potrivit. Ia uitați. Să strângem de aici. Și să dăm deoparte. Cornulețe, acum o să le dau la cuptor, la 170 de grade, 15-20 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia. Și după ce s-au copt, o să le dăm prin zahăr pudră. Eu am pregătit deja zahărul. Le dăm prin zahăr pudră și arată așa. Acestea nu sunt umplute, sunt doar cu alune. Acestea făcute acum le-am umplut cu ciocolată. Eu am mai făcut sâmbătă și nucușoare. Noi le facem mereu pentru că sunt foarte bune. Biscuiți umpluți. Fursecurile noastre bune. Și rețeta la nuci o găsiți pe canalul meu de YouTube. Am să las linkul și în comentarii pentru cine dorește. Și rețeta am să o scriu la aluat. Să desfac un cornuleț. Acestea sunt simple. Ia uitați. Sunt cu alune și cu... Aluatul este cu cacao. Sunt simple, simple, ia uitați. Sunt pline cu alune. Se vede? Sunt bune. Acestea sunt, am să le dau acum la cuptor, sunt cu ciocolată. Cu bucățele de ciocolată. Puteți pune și rahat în interior. Nucușoarele în interior sunt așa. Am desfăcut una ca să vedeți cum arată în interior. Tot la fel, crema este cu nuci. Acestea, acum am să dau la cuptor. O să ne vedem și după amiază, am să intru puțin în direct. Să vi le arăt și pe cese cu ciocolată când sunt gata. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine în această dimineață. Vă doresc o zi frumoasă tuturor. Multă sănătate și o săptămână minunată. Un început de săptămână frumos și cu spor la toată lumea. La revedere, vă pup pe toți. O zi frumoasă.